În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând, sesizez faptul că este sărbătoare și de unde am zis că astăzi, poate având megeși, prieteni, colegi, rude, frați, surori, care poartă numele celor trei erarhi, sunteți undeva la vă terasă, dar uite că biserica este plină și asta e semn că suntem receptivi sufletești. N-am să vă țin mult, am văzut că Părintele Iachint v-a spus acolo tot felul de lucruri. Unele sunt ușoare de reținut, unele sunt mai grele de reținut, dar noi trebuie să reținem doar lucrurile elementare. Și m-am gândit pentru astăzi așa, pentru că vorbim de acești trei mari aștri ai bisericii, Vasile, Grigore și Ioan, care au arătat în toată puterea lor ce înseamnă facerea de minuni, ce înseamnă viața autentică. Deci, un om se cunoaște încă din educația propriu-zisă a familiei. Vasile cel Mare știa două drumuri, biserica și școală. Ioan Gură de Aur știa doar rugăciunea și legătura cu mintea cu Dumnezeu. Grigore teologul, retras pe moșia lui, liniștit acolo în Nazianz, scria imne teologice, scria lucrări duhovnicești și își vedea de pocăință și de mântuire. Dacă deschidem Evanghelia, la tot ce v-am spus despre fiecare, găsim scris într-un singur cuvânt. Aceasta este viața veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. De ce trebuie să-L cunoaștem pe Hristos? În momentul în care nu-L cunoaștem pe Hristos, nu cunoaștem lucrarea Fiului în lume sau nu înțelegem înomenirea Lui Dumnezeu în chipul și asemănarea noastră. Deci El când s-a coborât din fecioară, când s-a deșertat din pântecele fecioarei, avea chip de rob sau chip de om. Om, după creație, chip și asemănare, dar nu om după creație în cădere. De mă vădește cineva de păcat, să arunce cu piatră. Sau spune chiar Mântuitorul Iisus Hristos, dacă n-am greșit, de ce mă lovești? Sau spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă am greșit, spune-mi unde am greșit. Ca să fii creștin autentic, toată lumea își pune problema, cum ar trebui să arate un creștin autentic? Luăm întâi creștinul exterior. Avem creștini care la prima vedere, și poate ați avut ocazia să vedeți în societate deseori, oameni mai mult evlavioși, mai puțin evlavioși, foarte evlavioși, deloc evlavioși, superficiali sau chiar necredincioși. Dar în general, oamenii ai bisericii, adică în momentul când se naște un prunc, îl botează, în momentul când se căsătorește cineva, îl cunună la biserică, în momentul când cineva are o problemă, se adresează preotului și aceia se numesc credincioși de consum. Adică ei consumă tainele bisericii în mod sufletesc, în raport de necesitate. Dar noi, dacă avem o grădină, repet, noi avem nevoie și de un timp anume pentru a culege roadele din ea. Încep cu lucrările de întreținere și semănat, cu lucrările de întreținere, prașile rărit, legat sau ce mai face acolo copilit și apoi culesul roadelor după ce trece pârga și vine vremea roadelor. Mântuitorul Iisus Hristos folosește cândva această expresie și spune așa. Noaptea pe când dormeai, stăpâne, un om viclean a venit și a semănat zâzanii, adică a semănat neghine în ogor. Zâzanii era în limbajul Evangheliilor vechi. Cum trebuie noi să facem, stăpânii, ca aceste buruieni să nu nădușe grâul, adică recolta propriu-zisă? Și aici Mântuitorul Iisus Hristos ne dă două explicații foarte interesante care nu țin de noi.
vremea neghinelor și vremea secerișului. Mântuitorul nu se adresează oamenilor spunând așa: mergeți că a venit vremea neghinelor și trebuie să le culegem. Spune așa în Evanghelie: lăsați neghinele să se coacă odată cu grâu, ca nu cumva mergând prin grâu să distrugeți spice. Adică ce ar putea face Dumnezeu? Dumnezeu ar putea da niște plăgi sau niște încercări pentru a curăța lumea cea rea, dar ar altera și lumea bună. Și atunci spune așa: rugați-vă să fie secerători la vremea secerișului. Ce înseamnă să fie secerători la vremea secerișului? Să fie atâția păstori buni și să fie atâția slujitori buni și să fie atâția preoți și slujitori care să poată îndruma poporul în așa direcție ca ei niciodată să nu se amestece cu neghinele. Și Mântuitorul vine și spune ceva și mai interesant: să așteptăm vremea secerișului, poate unele din neghine pot să devină spice de grâu. Adică din omul rău să faci omul bun. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că atunci când reușești să faci din rău bun, gura ta este gura Duhului Sfânt. Și aceasta este misiunea unui preot acolo unde este el, în parohia de la țară sau în parohia de la oraș sau în parohia de la centru sau unde ar fi ea sau cât de aproape sau de departe, ca toți oamenii care sunt acolo pe raza respectivului loc să aibă contactul cu Dumnezeu, nu din punctul de vedere cum văd neghinele. Am întâlnit o neghină cuvântătoare când mă refer la lucrul acesta și mi-a spus așa: puteți să-mi spuneți voi, preoții, să-mi răspundeți la o întrebare? Zic, dacă mi-este cu putință, vă răspund direct. De ce botezați voi copiii mici? Aici nu mă voi referi făcând diferența între segmentele de credință și ce spune Scriptura. Nu. El a pus întrebarea cu alt scop. N-a pus-o cu scopul acesta că trebuie să te botezi mare sau mic. De ce botezați voi copiii mici și când îi botezați, îi treceți la biserică în registru, le dați certificat de botez, îi chemați cu părinții la împărtășit și îi chemați pe părinți să aducă copiii la biserică? Păi zic, un prunc mic până la 3 ani, care n-are discernerea și nici nu se judecă, pentru că este ca un înger, atâta timp cât are dumnezeiescul botez, atâta timp cât este împărtășit, trupușorul lui este ca o sfinte moaște. Nu e nicio diferență între moaștele unui sfânt și trupul inocent a unui nou născut, a unui copil. E aceeași lucrare. Pentru că el este vas ales al Duhului Sfânt. Îmbrăcat în haina de lumină, îmbrăcat în haina nestricăciunii, născut cu Hristos, mort în clistelniță cu Hristos și înviat din clistelniță cu Hristos și este vas al alegerii Duhului Sfânt. Și a spus, nu, asta e o viclenie a bisericii. Așa vă câștigați voi adepții, îmi spune respectivul, luându-i și crescându-i de mititei direct ortodoxi. Dar voi ar trebui, zice, să-i lăsați să ajungă mari și când au ei majorat, atunci să aleagă dacă se mai botează sau nu se botează, dacă mai vor, dacă nu mai vor. Și i-am spus, ce vrei tu, se poate, dar nu se poate în contextul în care Hristos vine și spune așa: lăsați copiii să vină la mine, că unora ca acestora este împărăția cerului. De nu veți fi la inimă cu nerăutate ca copiii și nu la minte, nu vă veți mântui. Și iarăși spune, cine primește un copil ca acesta, arătând spre un oarecare copil, care presupune tradiția mai târziu că ar fi fost Sfântul Ignatie Teoforul Episcopul, zice, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Dar noi mergem undeva mai la adânc. Eu sunt butucul și voi mlădițele. Deci noi ne altoim în Hristos. Nimeni n-a altoit vreodată copaci cât brațul, ci în tulpinile de copaci gros a pus ramuri mărunte și tinere. Și atunci, în momentul în care eu îmi duc copilul la biserică,
nu-l duc să-l fac membru forțat al bisericii, că nu cu asta se ocupă biserica. Biserica se ocupă cu educația morală, cu educația spirituală, cu educația mistică, cu educația ascetică și cu educația divină. Asta e rolul bisericii. De a sfinți, de a uni, de a curăți, de a binecuvânta și de a dezlega. Asta este treaba bisericii. Și atunci când tu, ca părinte, naște un copil, ce spun părinții? Ăsta dacă dă Dumnezeu și-i băiat, îl fac cu tare. Ăsta dacă dă Dumnezeu și-i fată și învață bine la școală, îl fac cu tare. Deci părinții nici nu l-au născut, deci sunt tineri, își doresc pruncii și ei știu că acei copii vor fi viitorul carierei lor sau viitorul succesului lor, că așa spun, copiii sunt oglinda părinților. Și ei deja investesc. Oare de ce o mamă de la 1-4 bagă meditație într-un copil? De ce nu-l lasă să joace fotbal? De ce nu-l lasă să bată maidanul cu mingea? De ce nu-l lasă să stea pe calculator sau să piardă timp unde și el? Pentru că știe că din acela trebuie să iasă un om mare, competitiv, spunem noi, lumește, da? Spunem mare din punct de vedere al educației și al creșterii. Deci vrea să-și scoată, dacă spunem așa, stâlpul de nădejde în viitor. Măi, când noi fi bătrâni, să capăt o cană de apă. Unii putem căpăta o pernă pe față, nu neapărat o cană de apă, dar scopul cu care l-ai crescut este cana de apă, cănuța aceea în care toată lumea nădăjdește că la bătrânețe, în pătucul lui, primește o lingură de mâncare, depinde ce ai educat și ce ai crescut. În momentul în care tu l-ai crescut bine, culegi și roadele pe măsură. Și același lucru, cum spune Mântuitorul și nu spun eu, omul se cunoaște după fapte și pomul se cunoaște după roade. Te-ai dus la stațiunea pomicolă, da? Și îți iei, vrei în grădina ta 3 meri, 3 pruni, 3 gutui, 3 cirești, 3 nu știu ce. Și ce faci după ce îi plantezi? Iei cartea, nu? Care se ocupă de îngrijirea pomilor. Și pe ăla îl cureți ca pe el, pe ăla ca pe el, pe ăla ca pe el, pe ăla ca pe el. Îi dai îngrășământul ca pentru ăsta, îi dai îngrășământul ca pentru ăsta, îl sapi, îl uzi și îi faci toate ce trebuie. Tu ce spui? Hai să pun niște pomi, că atunci când ar fi mari, îi vedea eu ce-i mâncat din trânsii? Sau tu știi direct soiul, producția, rezistența, ce fel de pom este și cu ce scop l-ai luat? Așa sunt și pruncii pe care ni-i dă Dumnezeu. N-am reușit, încă nu s-a reușit. E un subiect sensibil. De multe ori a fost ocolit, eu l-am mai strecurat așa de, în multe ocazii. Nu l-am totalizat totodată într-un echilibru pentru a fi ceva grămadă. Dar trebuie să știți lucrul acesta. 1. Pur și simplu, existența noastră în această planetă nu este întâmplătoare. Fiecare om de pe fața Pământului, că o fi ticălos, că o fi neputincios, că o fi cult, că o fi deștept, că o fi simplu, că o fi modest, a venit pe Pământ cu un logos și cu un scop. Dumnezeu ne-a trimis aici pe fața Pământului să îndeplinim o fărâmă din ceea ce e în jurul nostru. Și o să mă întrebați cum așa. Ce este pământul pe care îl călcăm? Este un material creat de Dumnezeu care are în el viață și din care noi mâncăm, ne hrănim și ne facem toate interesele pe care le avem. Sugem petrolul, scoatem zăcământul, luăm cărbunele, luăm iarba, luăm copacul, luăm apa din izvor, luăm... mă rog, mineralele astea care vrei să le scoți, zăcămintele rare. Și ce mai avem noi de făcut acolo? Ce stricăm noi ca șobolani și scormonim tot și distrugem? Și totuși, dacă luăm în per ansamblu Pământul, el ce este? Este o planetă. Așa îi spune, planeta Pământ. Este un corp ceresc. Este creat de Dumnezeu. Cel ce ai făcut Pământul ca pe o nimica înaintea ta. Toate popoarele tale înaintea ta, Doamne, sunt ca o picătură din cadă, spune Sfânta Scriptură. Deci atât e de mare Universul față de ceea ce suntem noi pe planetă. Cum ai pune cu pipeta într-o cadă mare un strop de apă, pe care aproape nici nu-l vezi, e nesemnificativ. Asta este descrierea Pământului în fața ochilor lui Dumnezeu. Și totuși în acest Pământ, totuși în această planetă, există 3 lucruri divine.
viață care nu vine de nicăieri, și chiar dacă la ora actuală cineva ar contrazice și ar veni să spună ceva de genul: lasă, părinte, că mulți caută viață și pe alte planete. Comuniștii au 70 de ani de când caută extraterestri și alte civilizații, și cu ei odată și ateii. Civilizațiile extraterestre sunt draci căzuți din cer, care au fost îngeri răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Altă civilizație în cer nu este. Și ceea ce vor să ne descopere nouă științificii, vine David și cu Apostolul Pavel și ne spune cu o nouă înșalanță și cu o simplitate luminată de Duhul Sfânt, cum ai spune o poezie. Pavel spune așa: cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Deci când vorbim de duhuri, vorbim de o lume nevăzută sau vorbim de o lume necunoscută care ne poate ispiti pe noi. Aceia sunt balauri și extraterestri care ne tulbură nouă mintea și patimile și poftele și ne zăpăcesc cugetul și firea. Iar psalmistul David spune așa: mulți se luptă cu noi de la înălțime. Și Sfântul Antonie ne confirmă acest lucru când îi cere lui Dumnezeu așa: Doamne, știi că Te iubesc, știi că Te slujesc cu credință, aș vrea în dragostea Ta și în iubirea Ta să-mi arăți cam cum sunt ispitele asupra umanității și a creației Tale de la diavol. Și a spus: Antonie, închide ochii. Antonie a închis ochii și Dumnezeu i-a spus: acum deschide. Și când a deschis, vedea așa valuri negre, cum sunt lăcustele când vin în stoluri și întunecă văzduhul. Și a întrebat Sfântul Antonie în întunecime aia și că: Doamne, dar ce sunt acestea? Ce sunt acestea așa care întunecă văzduhul? Aceștia sunt dracii căzuți din cer care vă chinuie pe voi, oamenii, atunci când vă ispitesc. Și atunci Antonie s-a speriat și a pus următoarea întrebare: Doamne, păi atunci în cauză că înseamnă că nimeni nu se mai mântuiește. Și Dumnezeu a spus așa: nu. Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, dar singurul lucru care răzbește prin această sită deasă a dracilor nu este altcineva decât smerenie. Noi, vedeți, folosim termenul ăsta de smerenie sub diferite forme. Și acum mă voi întoarce la forma pământească a smereniei. Că mă întorc la părticica, că eu am vrut să vă spun ceva, dar am adus-o în altă parte și o duc tot acolo. Cum îi povestea asta cu smerenia? Avem oameni sau avem persoane care cred că dacă s-au îmbrăcat în niște haine mai închise sau mai cernite, par smeriți. Avem niște oameni, de exemplu, poate care se călugăresc și îmbracă veșmintele negre și poate se cred smeriți. Vedeți, avem și acele expresii: preacuvioșia voastră, smerenia voastră, sfinția voastră, domnia voastră, frăția ta. Acestea sunt expresii de limbaj care nu exprimă decât o formă de politețe în duhul smereniei, că așa spune Scriptura: dacă suntem în duhul, în Duhul să și umblăm. Dacă suntem în trup, în trup să și umblăm. Că ce ai trupului fac ale trupului și ce ai Duhului fac ale Duhului. Și dacă vă aduceți aminte, miercurea trecută, v-am folosit acea expresie fundamentală: cine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Deci aceia sunt oamenii Duhului. Și îi lăsăm la o parte pe cei smeriți cu imaginea și trecem la cei smeriți cu ce? Cu fapta. Ce înseamnă om smerit cu fapta? Să nu știe nimeni când ai lăcrimat. Să nu știe nimeni când ți-a părut rău pentru un năcăjit care ai trecut prin greș și nu i-ai putut da un leu sau o pâine. Poate uneori n-ai nici tu, nu numai cel ce cere. Să nu știe nimeni când ai suspinat pentru suferința cuiva. Să nu știe nimeni, repet, când te-ai rugat pentru cineva. Și am să vă dau o pildă ușoară, culeasă de undeva, de printr-o carticică. Un tânăr se scoală la ora 6, cum
ritmul muncii ca să meargă la program, să suie pe motocicleta lui și o întinde glonț, cum fac tinerii ăștia, ei sunt carnea de tun și organele de transplant pentru alți bolnavi, dacă nu sunt atenți. Și o ia printre mașini de nebun să ajungă la locul de muncă. Din fața lui vine un camion, se izbește în motocicleta lui, el se simte ridicat în aer, se trezește la spital cu o fracturică, cu o zgăriturică, dar nu mort pe măsura cum așteptau cei care îl vreau să-l culeagă de pe jos, nu în comă cum așteptau cei care ar fi vrut să-l transplanteze ce mai era bun prin el, și nu piftie cum ar fi crezut cei care au văzut impactul. Și când își revine el din frica aia, din spaima aia, din șocul ăla, întreabă așa. Un lucru simplu. Totuși, ce făceați în timp ce conduceați motocicleta? Pentru că la un asemenea impact n-ar mai fi fost trebuit să fiți viu. El zice, cred în Dumnezeu, mi-am făcut cruce când am plecat din ograda casei, m-am închinat de cu seară când m-am culcat, m-am suit pe automobil, pe trotineta aia lui de mers, dar zice, în clipa când am avut impactul cu mașina, eu n-am văzut mașina. Am văzut un om slăbuț, cu barba albă, în veșminte negre, care pur și simplu m-a luat ca pe brațe, m-a ridicat deasupra nivelului mașinii și după ce mașina a trecut cu motocicleta mea și a turtit-o, a sfârmat-o, mi-a dat drumul jos pe șosea. Asta a povestit el din timpul impactului. Ei, ei au zis, da, mă rog, știi cum, unii, că-i coincidență, că-i darul lui Dumnezeu, că-i îngerul păzitor, s-au trecut toate. Trece o vreme și tinerelul respectiv își propune și el, cum fac mulți tineri, să facă o vizită la Sfântul Munte Athos. Să urcă și el pe vapor, ajunge acolo la peninsula Halkidiki, de unde începe hotarul Sfântului Munte de la Uranopolis, se trece cu vapor, ajunge în portul la Daphne și mergând și el cu turiștii ceilalți din loc în loc, cineva îi spune, n-ai vrea să mergi să cunoaștem un sfânt, un om smerit? Și el întreabă, și el a om smerit. Păi zice, ai să-l vezi în persoană. Și că nu prea le am eu cu astea ale bisericii, dar dacă tu spui că omul ăla e smerit, vreau să-l văd. Poate mă zidesc și eu sufletește. Pur și simplu, au luat-o prin pădurea respectivă, acolo a mănăstirii, când mergeau pe potecile pădurii, și ajung la o chiliuță din asta așa foarte modestă, trag de un clopoțel, și când apare un bătrânel, în fața lui, el rămâne izbit de o imagine cunoscută, dar nu știe cine-i. Se uită la bătrân așa fix uluit, nu mai vorbește nimic. Dar bătrânul se apropie liniștit de el și îl întreabă, te mai doare ceva de la accident? Și atunci el rămâne mirat și spune, dar de unde știți de accident? Păi eu te-am protejat. Rugăciunea atunci când ai avut accidentul. Pentru că în fiecare dimineață la 6, mă rog pentru cei ce călătoresc să-i ferească Dumnezeu de primejdie. Când s-a uitat mai bine tânărul și și-a adus aminte de imaginea care a avut-o în momentul impactului, și-a dat seama că nu altcineva era cel care l-a ridicat decât bătrânul de față, dar bineînțeles că nu era bătrânul, era îngerul lui păzitor cu chipul bătrânului care făcea rugăciune pentru călători și l-a salvat de la moarte ridicându-l deasupra mașinii care trecuse cu viteză și apoi dându-i drumul ca să nu-l ucidă mașina, să nu-l turtească. Și atunci de-abia și-a dat seama ce înseamnă un om smerit. În acatistul acoperământului găsim scris această expresie, bucură-te ceea ce tăinuiești sub acoperământul tău pe cei plăcuți lui Dumnezeu ascunși în mijlocul lumii.
Deci noi nu știm în lumea aceasta cotidiană pe care o vedem, fie orașul Iași, Piatra Neamț, Bacău, Constanța, București, Craiova, toate țările astea, toate zonele astea țării pe unde sunt oameni și locuiesc în urbanele astea mari. Ei, în fiecare bloc ușor, poate, sau în fiecare bordeiaș, în fiecare colț de cătun, există cineva plăcut lui Dumnezeu de o modestie depășită de normalitatea lucrurilor, despre care nimeni nu știe nimic. Aceea este smerenia despre care noi am vrea să știm și nici într-un caz lungimea broboadei, lungimea poalelor, lungimea hainei, culoarea hainei. Poți să te îmbraci și roz, andungi ca papagalul, poți să te îmbraci și verde, albastru, nu asta are treabă. Depinde ce este în inima ta și ce aștern în inima ta. Și mă întorc la particula cu pământul. Deci, ce este pământul? O smerită particulă de atom, un praf, care imensele cantități de praf cumulate de Dumnezeu și puse grămadă, fac pământul ăsta în care a suflat, v-am explicat, primul dar, viața. Pământul, dacă n-ar avea viață, repet, pământul, dacă n-ar avea viață, nu ar ieși din el viață. N-am avea apă, n-am avea râme, n-am avea legume, n-am avea pomi, n-am avea iarbă, n-am avea nimic. Pentru că Dumnezeu i-a dat această putere și i-a spus: tu să scoți tot felul de roade după soiul și felul lor, după sămânța lor, în veacul veacului. Și de atunci pământul lucrează acest lucru ca să ne hrănească pe noi. Dar dacă iau o fărâmă de pământ mică și o pun la microscop, nu văd nimic. Sunt câteva elemente chimice pe care le-aș descompune într-un laborator de chimie. Dar luat pe ansamblu se numește țărână. Ce spune Dumnezeu despre trupul nostru? Pământ ești și în pământ vei merge până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Adică pământul virgin al facerii, de la facerea planetei, nu acesta alterat cu oxiz, cu din astea, cum se cheamă, tot felul de depuneri din astea, deșeuri care l-am distrus, l-am poluat, l-am murdărit. Dar în esență, pământul lăsat în apa lui produce din nou același har și aceeași sfințenie și aceeași curățenie și virginitate, așa cum l-a lăsat Dumnezeu. De aceea auzim expresia păduri virgine neatinse, care au crescut imense și uriașe și acolo este doar liniștea harului Duhului Sfânt, care știe de fiecare făptură în parte pe care o grijește. Și ne întoarcem noi la smerenie, că aici noi căutam smerenia. Este și acesta un dar, dar e pentru omul sufletesc, cum viața este pentru omul trupesc. Pentru că noi dacă nu avem suflet în noi, nu putem fi vii. Nu există om fără suflet. Noi folosim termenul acesta. Bă, tu n-ai suflet. N-ai suflet când nu ai calitățile sufletului, smerenie. Și imaginea lui Dumnezeu, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și așa veți afla odihna sufletelor voastre. Și nu putem să avem, nu putem să avem făptură vie persoană dacă n-am avea suflet viu în ea. Că a suflat Dumnezeu asupra lui Adam suflare de viață și s-a făcut Adam om cu suflet viu. Deci nu s-a făcut animal care aleargă și se gudură, cățel. Om cu suflet viu. Stătea la sfat cu Dumnezeu și se sfătuiau împreună ce denumiri să dea dobitoacelor creației. Mă rog, l-a adormit Dumnezeu când a făcut-o pe Eva, că sigur îi făcea botul ăsta de rață cum e azi la modă și nu i-ar fi plăcut lui Dumnezeu. Dar a zis: tu dormi când fac femeia, ți-o dau după aceea, tu alegi care îți place. În rest, Dumnezeu comunică cu omul prin puterea vieții și a inteligenței. Dar sub actul smereniei, orice ai dreptul să faci, dar ai și drepturi unde nu trebuie să faci sau ai locuri unde nu trebuie să umbli. Și ne întoarcem noi la oaia noastră, nu ne băgăm în rai, că acolo n-am fost noi să știm cum a fost. Știm numai ce ne-a relatat Scriptura. Vreau să găsesc un om smerit. Eu caut totuși un model de urmat, caut un model pe care trebuie să-l găsesc și să-l urmez pentru ca să mă mântuiesc. Și cum pot să-l găsesc în mijlocul lumii dacă e și tăinuit de Dumnezeu și acoperit sub mila Harului și acoperit sub darul lui Dumnezeu?
Și am câteva repere pe care ni le dă Scriptura și spune așa. Roada Duhului este pacea. Când găsim un om pacifist, dorim să fim prieteni și să comunicăm. Roada Duhului este dragostea. Când găsim un om cu bunătate, dorim să fim în preajma lui. Bucuria, liniștea, înfrânarea, curăția, smerenia. Deci împotriva lor nu este lege. Deci omul devine duhovnicesc și creează în jurul lui o ce? O oază de bucurie. Și spun oamenii, zice, să știi, persoana aia e o persoană extraordinară. Nu te mai saturi de vorbit, nu te mai saturi de povestit. Parcă îți dă o pace când ești în jurul ei. Acolo e Duhul Sfânt. Dar, uneori se întâmplă că și satana poate lua chipul Îngerului de Lumină. Și noi ne putem foarte frumos înșela din neatenție și să tragem ponoasele acestor greșeli, tocmai pentru faptul că judecăm în viteză și la prima vedere. Și iată-ne în câteva situații de genul acesta, văzute în pateric cu un fel de vedere și văzute în lume cu un fel de vedere. Mie mi-a plăcut întotdeauna istorioara aceasta, pentru că trăim vremea aceasta a urâtului, ca să spunem. Scriptura spune așa, când veți vedea urăciunea pustirii în locul cel sfânt, urăciunea asta, sfârșitul este aproape. Ce înseamnă în locul cel sfânt? Când vei vedea că omul e putred la suflet, când vei vedea că omul e putred la minte, la gândire, la calitățile sufletești, la calitățile morale, la calitățile duhovnicești, la calitățile sentimentale și spirituale, deja acela e un om pierdut, adică sfârșitul e aproape. În ce sens? Când dragostea multora se va răci, atunci și planeta se va răci. De ce se va răci planeta? Că se întunecă soarele și se pun nori și scad gradele? Nu. Așa cum este o minciună și povestea cu îngălsirea globală și o teorie ținută de savanți, așa este și cu răcirea globală. Dar răcirea dragostei lui Dumnezeu este o realitate care nu devine aparentă, ci devine concretă. În momentul când vezi că oamenii se urăsc și se ucid între ei și se fac vărsări de sânge, spune Hristos, să nu vă temeți că sfârșitul nu e aproape, dar e un început al durerii. Când vedeți că se vor ridica copiii asupra părinților și îi vor omorâ sau se va certa mamă cu fiică, tată cu fiul, spune acolo Scriptura, că am venit să-i despart, nu să aduc pace, adică ori vin pe calea care trebuie, ori dacă nu mai rămân prieteni, nu rămân în Dumnezeu, bine este să mergi, cum spune acolo, ciungă în împărăția Dumnezeu decât întreg în foc, referindu-se la pofta nestăpânită și la mădularele pe care noi le pângărim prin căderea sufletească și trupească. Și atunci ne vine foarte greu să găsim punctul forte a ceea ce înseamnă o smerenie autentică. Și se spune că un sfânt al pustiei și-a permis să-L întrebe pe Dumnezeu dacă în vreo cetate pe care merge el să-și vândă rucodele, există oameni sfinți, așa cum sunt cei de la pustie. Noi întotdeauna creștini avem o părere extraordinară despre pusnici, despre călugări, despre monahi, despre monahii, că ei s-au dedicat lui Dumnezeu cu o trăire anume ca să stea să se roage pentru lume. Așa se cere și așa se crede și așa ar trebui să fie în propriu sens al cuvântului. Când toată noaptea lumea doarme, tu să zici o catismă din Psaltire. Se poate întâmpla și inversul contrar, ca tu să dormi noaptea și cineva din lume să se roage din Psaltire. Deci nu e obligatoriu neapărat ca toți să doarmă ca tu să te rogi, ci poți să se roage și mai mulți deodată sau mai puțin deodată sau nu știi de unde sare focul rugăciunii. Și iată-l pe acest sfânt adresându-se lui Dumnezeu, crezând că el a atins culmea măsurii cele înalte, și îi spune așa, Doamne, dă-mi un semn sau arată-mi un semn să văd pe cineva la o măsură înaltă, așa cum sunt oamenii pustiei. Și a spus, da. Du-te în Alexandria la bar. Și acolo e să găsești o prostituată. Te-am trecut de mult. Prima reacție a bătrânului a fost una de șoc. Asta e înșelare de la dragi.
Cred că diavolul îmi vorbește, nu-i Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus așa, știi ceva? Oamenii văd cu trupul, Dumnezeu vede rărunchii și tainele și inimile. Tu caută la suflet, nu la trup, și du-te și caută ce ți-am spus. Și s-a suit bătrânul la colibă și a luat trucodelea, adică ce avea el acolo de lucrat, și a luat câțiva pesmeți și a tăiat-o pe jos la Alexandria să vadă despre ce este vorba. În ceea ce a arătat Dumnezeu. Și mare a fost mirarea găsind barul cu pricina, deci bodega unde oamenii își serveau ceva acolo și mâncau. Și când a intrat înăuntru, a văzut o femeie suficient de tânără, suficient de frumoasă, suficient de sumar îmbrăcată, pe care unii o drăgăleau, o atingeau, o sărutau, o mângâiau pe sân, pe șolduri, pe spate, pe mâini, pe picioare. Cum sunt bărbați, așa mici armăsarii potenți, care încă mai se visează Hercule. Și se duce și el întins la ea și spune așa, auzi, vreau să stăm de vorbă. Călugări netrebnicești, nu pângări haina ce-o porți. Ești aici din iadul acesta. Cum îți permiți să intri cu această haină în mizeria aceasta, zice? Du-te în pustia ta acolo unde-i locul tău și te roagă pentru lume. De ajunse păcate facem noi păcătoșii. El s-a șocat cumva de auzul cuvintelor, că gândirea, vă dați seama, era perfect sănătoasă a femeii și totuși ea era o prostituată. Și s-a dus a doua oară. Și a zis, totuși aș vrea să vorbesc cu tine, părinte, du-te de aici că te plesnesc. Du-te și-ți vezi de treaba dumitale, nu-ți pângări sufletul cu mizerii din astea. Ai dat un jurământ, ai depus un vot, păzește-ți-l acolo liniștit, nu mai face prostii. A ieșit el afară sufocat așa în sinea lui și Dumnezeu a spus, insistă! Ți-am spus să cauți la suflet și nu la trup. Când a intrat a treia oară în bar, acum au început să le ia la bășcălie bețivanii, cei care erau pe acolo. Bă, ce faci, băi? Știți cum stă cancanul, mondenul și presa astăzi? Cum ai chicat jos în șanță sau cum ai făcut ceva, gata, uite ce fac popii, ca și cum Dumnezeu curvește, Dumnezeu fură, Dumnezeu înjură, Dumnezeu violează, Dumnezeu pedofilează, totul face Dumnezeu oamenii sfinți. Și au început să le ia la bășcălie. El totuși a călcat pe inimă, s-a dus întins la femeie și i-a spus așa. Te leg pe numele lui Iisus Hristos să stai de vorbă cu mine și să-mi spui de ce ești plăcută lui Dumnezeu. Și în clipa aia femeia s-a tresărit și a dat seama că e un semn dumnezeiesc și a spus, părinte, stai afară la ușa crâșmei pe bancă, eu când termin treaba te chem, mergem undeva separat și discutăm. Femeia și-a servit clienții și cum s-a numit în momentele zilei când nu toată ziua crâșma e plină, alte ori e goală. După ce și-a spălat vasele, paharele pe acolo, l-a luat deoparte, s-a băgat așa undeva într-un, ca și cum ar fi după un paravan, și a zis, da, părinte, ce problemă ai? Ce dorești de la mine? Vreau să-mi spui cu ce ești tu plăcută lui Dumnezeu. Și a spus, cu nimic. Sunt o femeie păcătoasă din lume obișnuită, cresc 3 copii singură, sunt despărțită de soțul meu, care era un om irresponsabil, așa era situația, nu că toți bărbații ar fi irresponsabili. Și zice, patronului i-a plăcut de trupul meu, nu de capacitatea minții mele sau de hărnicia mea. Și ca să vină acești netrebnici aici, zice, să mă pipăie și să bea, el câștig un ban în plus. Dar sunt bucuroasă că iau și eu o leafă și pot să-mi cresc copiii să nu-i expun păcatul în lumea mizerabilă de azi. I-am educat cum trebuie, am învățat lucruri bune, dar Dumnezeu știe ce ne rânduiește viața. Iată eu ce zile am ajuns. Și a zis, păi dar cum te rogi? Dar cred că nu am timp să mă rog. Mai mult cuget la Dumnezeu și mi-am ales eu acolo, așa în mintea mea, zice femeia, am găsit scris în Scriptură, dacă te împotrivești păcatului până la sânge, Dumnezeu te iartă de orice greșeală. Și am vrut și eu, cum a curs sânge din picioarele lui Hristos, sau din mâinile lui și din coasta lui, să curgă și din picioarele mele. Și i-a arătat un pantof de ala plin bătut cu cuie pe talpă, scurgea sângele din el, curgea așa cum era închegat, că ăștia când o mângâiau sau o pipăiau, ea călca în cuile alea ascuțite și își provoca durere ca să nu se strânească trupul la plăcere, la desfrâu.
Tocmai acest lucru îl știa Dumnezeu despre ea și nu îl știa pusnicul care stătea în pustie, bine mersi, cu șacalul, cu leul, cu natura, cu pasărea, cu izvorașul, cu curmalul lui și care n-avea contact cu lumea mizerabilă de jos. Și atunci se miră mult Antonie, sau cum l-o fi chemat pe acel călugăr, acel pusnic, alții spun că Pafnutie, în una din unde am găsit-o eu, de fapt. Și zice, Doamne, mare este lucrarea ta. Și a zis, întotdeauna să nu te uiți la fața omului, ci să te uiți la sufletul lui și la inima lui. Așa se caută un om smerit. De aceea uneori aveți contacte neprevăzute sau neașteptate când vă ciocniți virulent între dumneavoastră cu anumite ocazii neașteptate, de la un colț de masă, de la un loc în strană, de la un loc în autobuz, de la un loc de muncă, la magazin, la servici, la coadă, la nuntă, la baie, la mare, eu știu pe unde umblă toată lumea asta. Pentru că omul smerit procedează în așa fel încât nici nu este observat că există în societate. Prezența lui doar aduce liniște și pace. Și lucrul acesta îl găsim scris tot în Scripturi, că atunci când într-o cetate nu vor mai fi măcar 5 drepți, Dumnezeu va pierde cetatea aceea. Deci dacă noi existăm astăzi pe planeta aceasta, Pământ, cât e ea de mare, înseamnă că mai sunt niște drepți care cu rugăciunea lor poate plac lui Dumnezeu. Nu-i știm unde, nu și-au dat adresa, nu stau cu psaltirea pe ceat să arate la ce psalm sunt. Ei se roagă acolo în mijlocul nopții, în taina nopții, în taina tăcerii, în taina lucrării personale. Și așa Dumnezeu mai varsă picăturile de har. Spunea odată cineva și chiar lucrul ăsta l-am însemnat. A zis, Părinte, ce vedeți câte... Vedeți câte nenorociri se întâmplă în lumea aceasta? Și totuși aici la noi în Moldova nu se întâmplă. Zic, da. Moldova are 3 mari protectori. O are pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, l-are pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, o are pe Sfânta Chiriachii, mai are mănăstirea Putna cu sfinții ei de acolo care au fost descoperiți și canonizați, mai are zona nemțeană care este plină de sfinți canonizați, care sunt proslăviți și foiesc pădurile acelea de pusnici sau de moaște încă nedescoperite, prin care Dumnezeu ne ocrotește, iar această smerenie adâncă este un act prin care, repet, noi putem fi plăcuți lui Dumnezeu și dacă ai smerenie, ai și viață duhovnicească. Dacă ai ajuns la măsura smereniei, care e adâncul de smerenie, este de fapt cel mai normal și mai firesc lucru, omul smerit nu are program special, omul smerit nu are trâmbițarea sinelui, omul smerit nu are program de rugăciune, program de mers, program, el nu se afișează în niciun fel. Omul smerit trece pe lângă tine neobservat, așa cum trece poate un fluture, poate un fir de iarbă, poate un pom pe care noi îl ocolim și trecem pe lângă el nepăsători. Tocmai acest act al smereniei stă la baza întregii creștinătăți care ne poate duce pe noi în Împărăția lui Dumnezeu. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, spune psalmistul. Adu Domnului roada buzelor tale și va fi jertfă bine primită. Duhul umilit și inima înfrântă, Dumnezeu nu va urgisi, repet. Deci, aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Aceasta vrea Dumnezeu de la creștinul autentic, înainte de a trece la smerenia exterioară manifestată prin, să spunem, prin lucruri exterioare. Întâlnisem odată pe cineva, nici n-am știut de fapt despre ce e vorba, și într-adevăr avea niște haine frumoase, foarte elegante, dar foarte așa, și am zis, la lucrați, la vocasă de modă, nu, mie îmi place așa să mă port cum îmblau femeile mironosițe. Ați ales bine, dar să faceți faptele mironosițelor. Turnați un de lemn pe trupurile celor morți și prăvăliți-le piatra de la mormânt. Înviați pe cei slabi, înviați pe cei neputincioși, înviați pe cei ce dorm, așa spune, și morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia.
Deci dacă vom găsi măsura potrivită de expunerea Evangheliei la inima poporului și dacă vom găsi măsura absolută de a pătrunde în inima poporului, noi reușim să trezim omul la cel, la realitatea divină. Pentru că al treilea lucru care este important după smerenie și viață este pronia divină care ne veghează și ne păzește în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Repet, dacă îl luați pe Camil Flammarion, Părintele Cleopa vorbea foarte des de el, un mare cercetător german, el francez de origine, dar trăia în Germania, el scrie niște cărți, Dumnezeu în natură, și arată acolo cât de minunat este cosmosul, cât de minunate sunt mările, cât de minunate sunt pământurile, pădurile, munții, tot ce ne înconjoară, câtă măreție a pus Dumnezeu în ele. Și dacă stăm să ne gândim, începe el discursul în cartea sa cu următorul lucru. Care este cea mai măruntă făptură care se plimbă pe pământ și ne incomodează pe noi și ne întâlnim de multe ori cu lucrarea ei? Furnica. Bați fură zahărul din borcan, bați intră prin borcanele cu dulceață, bă, o găsești prin cămară, bă, o găsești prin casă, bați face mușuroaie. Și ea este mică, 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 mică. Și totuși, în toată înțelepciunea noastră pământească, noi nu putem crea o furnică. Și totuși cineva a creat această făptură, o îngrijește, o păzește, o pronează și ea există și are rostul ei. Și dacă ești un om înțelept și știi să pătrunzi în graiurile lor, știi când plouă, știi când e soare, știi când e iarna grea, știi când e vremea rece, știi când e vremea caldă, exact după ceea ce fac ele la mușuroi, după modul cum se plimbă, cum se mișcă, cum lucrează. Da. Lucrul acesta am avut ocazia să-l studiez într-o vară, stând pe o bancă și așteptând pe cineva, nu venea. Și am văzut o furnică care a văzut un strop de suc căzut jos, de la o sticlă când s-a desfăcut și era țâfnoasă și a sărit când o desface în proașcă. Și cum era acolo asfalt, de unde a apărut ea și a simțit mirosul ăla? S-a dus acolo, a mirosit ce a făcut ea, probabil a tras în ea și așa, și s-a dus undeva și imediat, nu la 5 minute, au venit 6-7 furnici. Și atunci, fără să observe ele când au plecat înapoi, am mărit picătura aia de suc, am făcut-o mai mare, am turnat mai mulți stropi și au venit mai multe și aproape o oră cât am stat, m-am uitat cum cărau de acolo și cum duceau și cum au făcut linie dreaptă ca să-mi dau seama că numai treceau bordura la marginea băncii la asfalt și erau acolo la rădăcina unui pom și de acolo aveau linie dreaptă și ce vorbeau sau cum se întâlneau, unele deja făcuse drum așa și unele drum așa. Ei, și acolo în înțelepciunea și în inteligența lor lucrează Dumnezeu. Dar noi n-avem timp să ne oprim, să admirăm o rază de soare, o floare când îmbobocește, o floare când înflorește, un strop de rouă cum stă pe o petală de floare sau de iarbă, cum o strălucește soarele și apoi dispare și devine ca și cum n-a existat, noi suntem de dați numai la lucruri esențiale. Știm de ce trebuie să-l săpăm pe cutare, știm de ce trebuie să-i facem rău lui cutare, știm de ce trebuie să-l vorbim de rău pe cutare, știm de ce trebuie să ne răzbunăm pe cutare și dacă vă uitați, această răceală sufletească vine tocmai din lipsa proniei divine. Dumnezeu când vede că omul e ticălos, spune Siloan Atonitul, îi ridică harul. Și când suntem lăsați fără harul lui Dumnezeu, urmările nefaste le cunoaștem noi singuri, prin durerile și suspinurile pe care le vedem în jurul nostru a tot ce se întâmplă în societate și prin suferința care nu trebuie să vină cineva să ți-o detecteze cu aparatul sau cu analiza medicală. O citești pe chipul omului. Nemulțumirea, cârtirea. Deci, ori avem, ori n-avem, noi comentăm. Ori este, dacă a plouat, de ce plouă? Dacă e secetă, de ce nu plouă? Dacă a nins, de ce ninge? Dacă n-a nins, de ce nu ninge? Dacă a nins puțin, de ce n-a nins mult? Dacă a nins mult, de ce a nins așa de mult? Deci, noi în toate domeniile cunoaștem lucrarea proniei divine,
dar nu cunoaștem esența proniei divine, că toate acestea ni s-au dat nouă, deschizând tu mâna ta, saturi tot ce-i viu de bunăvoință. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura loavei, Duhul tău se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce. Deci, astăzi suntem, mâine nu suntem. Astăzi cârtim, mâine nu mai cârtim, putrezim. Și aceasta se face numai din lucrarea proniei divine. Și ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? De mă veți asculta, bunătățile pământului veți avea. Și ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Tot în Sfânta Evanghelie. Ajunge zilei răutatea ei. Căutați împărăția, să n-asfințească răutatea, cum să n-asfințească soarele într-o mânia voastră. Și spune mai departe Hristos. Cam așa, stați că mi-a sărit un verset din minte. Spune Mântuitorul Iisus Hristos. Căutați împărăția lui Dumnezeu, că toate celelalte se adaugă vouă. Deci noi întâi căutăm tot ce trebuie adăugat, dar nu căutăm ceea ce trebuie căutat. Și Mântuitorul Iisus Hristos de aceea ne mustră adeseori și ne arată lipsa de smerenie prin câteva cuvinte simple. Nu știți ce vreți, nu știți ce cereți, nu știți să vă rugați, nu știți de unde veniți, nu știți unde vă duceți. Și ce spune Mântuitorul? Eu știu de unde vin și unde mă duc. Lucrarea mea nu e din lumea aceasta, de la Tatăl, eu și Tatăl una suntem. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Și ce spune despre lumea de pe pământ? Eu vreau să-i trag pe toți la mine, să nu pierd pe niciun. Degeaba trage Dumnezeu de firul vieții noastre să ne aducă la El, dacă noi ca încăpățânații, cum e mânzul ăla nepus în ham, întindem funia până o rupem și ne ducem departe de Dumnezeu. Și după aia tot noi spunem, e, dar dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce mă doare? De ce îmi lipsește? De ce n-am? De ce nu pot? De ce nu știu ce? Pentru că noi trăim cu impresia că ne-am născut pe pământ ca așa vrem noi. De-abia acum trec la a doua idee și o și închei, pentru că aici am vrut să mă opresc în seara aceasta. Prezența noastră pe pământ este darul vieții, darul sacru al vieții, darul nemărginit al proniei și bunăvoința Duhului Sfânt. Uneori noi ne străduim să naștem prunci și nu putem face prunci. Uneori nu ne dorim să facem prunci și naștem prunci și atunci când în mod hotărât nu ne trebuie prunci, ucidem prunci. Asta nu o fac ca să jignesc vreo doamnă sau să ating, să alterez vreun suflet, ci vă spun doar ca idee cum gândim noi atunci când vorbim de ce? De darul sacru al vieții și existența noastră pe planetă. Ei trebuie să știți așa, copiii care vin din rugăciune sunt darul lui Dumnezeu. Copiii care vin de ocazie sunt copiii necazurilor și a suferințelor, pentru că neavând părinții credință, transmit și copiilor aceeași necredință și aceeași neîmplinire sufletească și ei vor fi victimele, vor fi exact cum este o plantă contaminată de o boală și dacă nu o tratezi, se usucă, de aceea este nevoie de mai multă educație, de mai multă străduință, de mai multă voință și mai sunt copiii hazardului, pentru că cineva odată ca să mă încuie, mi-a zis următorul lucru. Părinte, cum ați proceda dacă vine la dumneavoastră o fată care a fost violată și este însărcinată? Zic, și ce-i cu treaba asta? Păi cum ați proceda? Foarte simplu aș proceda. Zic, o spovedesc, o împărtășesc și îi spun să aibă grijă de copil ca să nască. Da, dar gândiți-vă că e făcut cu violatorul care n-a cinstit-o. Și care-i treaba? A întrebat-o pe ea cineva vreodată că ce s-a zămislit întrânsa e cu voia ei sau fără voia ei, a întrebat-o pe ea cineva vreodată de ce a ajuns ea în mâna violatorului sau ce a căutat acolo unde era violatorul. Deci toate contextele acestea ale vieții Dumnezeu le îngăduie și noi nu știm de ce. Noi nu știm absolut nimic din aceste rânduieli, pentru că acestea sunt lucruri care țin de pronia divină. Deci tu lași copilul să se nască pentru că el este suflet viu. Dacă nu vrei să-l crești, se va găsi cine să-l crească și nu trebuie să-l arunci. Și poate din omul acela poate ieși un om mare care răscumpără și greșeala mamei și greșeala tatei. Nu scrie nicăieri că tu trebuie să-l ucizi că ai fost violată.
Dacă ținem cont de cum se îmbracă astăzi unele doamne, majoritatea vor violate. Cred că și dacă ar fi procese pentru viol, n-ar fi problema anilor de condamnare, cât reconstituirea cauzei. De ce spun lucrul acesta? Pentru că păcatul ne urmărește pe noi, uneori, dar noi cel mai des și ades și ades călcăm în urmele păcatului. Noi căutăm urma păcatului. Dacă vă aduceți aminte bine, legat de pronia aceasta divină, cum lucrează ea, să întrebăm o bătrână care are 70 de ani sau 60, că încă era valabil, care era prima regulă a unei, așa zise domnișoare, care era fetișoară la părinții ei. Să nu o prindă noaptea pe drum, da? Să nu meargă singură pe nicăieri, ne spunea, vezi, mergi cu o prietenă sau două, nu umbla singură, iulea să te prindă cineva. N-avea voie să întârzi acasă și trebuia să intre fecioară în biserică când se mărită. Da? Acum, mai degrabă am putea spune că intră fecioare la grădiniță. Că la măritiș nu mai cred lucrul ăsta. Și asta nu pentru că n-ar mai exista fete mari sau cinstite sau oneste sau modeste sau curate sau demne sau de veritabile. Dar acele sunt discrete și secrete și nu se laudă cu lucrul acesta. Alea este taina sufletului lor. Dar în general, lumea, pentru că s-a modernizat și a uitat de pronia divină și s-a trecut la planning-ul familial, la ideea modernă, mondenă, la ideea de libertinaj, la ideea de plăcere, la ideea de senzație, la ideea de consum al plăcerii. V-am mai spus odată, noi suntem consumatori de droguri demonice, nu mă refer la hașiș, la marihuana, alea sunt prostii, sunt substanțe chimice, toxice. Mă refer la drogurile pe care ni le dă viața și ni le pune satana în față cu clipulețele lui, nu cu reclama de la televizor. În momentul în care mintea ta nu are un pic de Dumnezeu în ea, în momentul în care în mintea ta nu există un strop de Duh Sfânt, în momentul în care mintea ta nu este o fărâmă cât de mică de Dumnezeu, tu nu ești condamnabil. Eu mai întâlnesc oameni care replica o primesc după aceea. Părinte, dar ce v-ați pierdut vremea cu ăsta? N-ați văzut că n-avea nicio treabă? E de datoria ta când găsești un orb ziua mare în întuneric, să-i arăți pe unde-i drum. Încerci să-i aprinzi fie lampa, fie să-i deschizi ochii. Dacă se poate. Dacă omul primește cuvântul lui Dumnezeu, tu ai câștigat un suflet. Dacă omul nu primește cuvântul lui Dumnezeu, n-ai pierdut nimic. Asta este. Dar datoria ta este să încerci să-i aprinzi lampa minții, să vadă că este în întuneric. Sau se întâmplă uneori să vorbești și să spun așa. Vă spun drept, nu înțeleg nimic. Mi-ați spus, țin minte, am vorbit, am discutat, nu mi-a intrat nimic în cap. Pur și simplu m-ați încărcat, m-ați blocat. Da? Este adevărat. Atunci când nu cunoști parola minții, ca să intri în ea cu rugăciunea, că aceasta e parola minții de a intra Dumnezeu în minte, rugăciunea, tu nu poți băga nimic curat în ce e necurat. După Sfânta Filocalie, după învățătura Filocaliei, care înseamnă Cartea de Scrieri Duhovnicești Frumoase, vreo 12 volume, spune așa că mintea este un pod al dracilor prin care ei pătrund în gândurile oamenilor și le fac viața ferfeniță dacă nu însoțesc cu rugăciune. Deci, mai întâi de toate, când deschidem cărțile de mistică, de viață în Dumnezeu, noi trebuie să învățăm paza minții, trezvia minții, paza atenției, luarea minte de sine, paza gândurilor și paza a ce? A poftelor. Cum poate fi un gând păcătos și cum poate fi un gând nepăcătos? Ca să vedeți cât de simplă este lucrarea, ca să vă dați seama cât de viclean e diavolul cu noi toți. Era odată o domnișoară. Stătea pe o bancă într-un parc și se făcuse aproape seara. Cred că v-am mai spus-o vreodată. Primul care a trecut pe lângă ea a fost polițistul. Cred că e o infractoare. De ce stă seara singură în parc? A trecut și câinele. Era flământ. Și în mintea lui s-a dezvoltat simțul carne. Un poet care își terminase și el
contemplarea serii și a lunii și a stelelor, trecând pe lângă parc și văzând domnișoara, a spus, ce înger frumos! A trecut și un îndrăgostit din ăsta, un visător. Și a zis, ce floare frumoasă, ce trandafir frumos! Era și el îndrăgostit. A trecut și un destrăbălat din ăsta, cum sunt golănașii. O prostituată. Dacă era în parc la ora aceea. Și la un moment dat, fata se ridică de acolo, se duce la părinții ei care erau cu doi pași mai încolo, se ridică toți din parc și pleacă acasă. Morală. Ce era fata aceea? Era ceea ce vrem să o vedem. Putea să fie fiica mea, fiica dumitale, nepoata dumitale, sora dumitale. Deci fiecare o putem vedea într-un fel. Pentru fiecare minte bolnavă, orice lucru sănătos se strâmbă și devine strâmb și murdar, și pentru fiecare minte sănătoasă și un lucru murdar se poate îndrepta și devine bun. De aceea, noi trebuie să ne punem atenția și toată concentrarea cu deosebită smerenie pe lucrarea minții. De aceea când citim prin toate cărțile lucrarea minții, rugăciunea minții, paza minții, să știm că este vorba despre scoaterea bălăriilor din cap, curățirea mizeriilor din cap. Și aici vreau să închei că v-am obosit. Vine un boiernaș din ăsta, v-am mai spus o dată, cred. Și a auzit că la mănăstire era unul smerit care se ruga. Și a zis starețului, du-mă și pe mine la ăla al tău, care e cel mai tare aici în mănăstire, cu rugăciune. Și a spus, am unul zăvorât care se roagă permanent, haide să te binecuvinteze. Și s-a dus la pusnicul respectiv și cu aroganța specifică omului matur și sătul de sine și cu impresie de sine, cum suntem noi, vorba aceea, apăs pe buton, se deschide garajul, apăs pe buton, se deschide aripa la mașină, apăs pe buton, pornesc aragazul, apăs pe buton, își dă drumul televizorul, apăs pe buton, intră apa în piscină, apăs pe buton, se închide seiful, apăs pe buton, se deschide liftul la etaj. Eu sunt omul științei, tehnologiei și butoanelor. Sunt eroul și epopeia propriei mele gândiri. Nimeni nu-i ca mine. Cine? Mojicii ăștia care încă mai au toaleta în fundul curții, ăștia sunt oameni. Vor fi și ei oameni, de obicei. Și aruncă așa un ban de aur acolo în casa lui și spune, pomenește-mă și pe mine că am auzit că ai rugăciune puternică. Pusnicul a pus banul acolo undeva deoparte, că nu îi lua el, îi lua starețul. Și a început să facă rugăciune. Noaptea are un vis. Un ogor mare, plin de spini, pe care de zor îl cosea și din urmă spinii creșteau cu o viteză uimitoare și când el ajungea în celălalt capăt de ogor, în spatele lui bălăriile erau iar cât ogorul. Și a zis, Doamne, ce ispită poate fi aceasta? Descoperă-mi un lucru ca acesta. Și ce îi spune Îngerul Păzitor? Frate, 1000 de îngeri dacă se roagă pentru tine și tu nu te rogi, nu te vei mântui. Noi avem acel tradițional obicei de a spune, frate, pomenește-mă, frate, să te rogi pentru mine, trece-mă și pe mine în pomennic dacă mergi la biserică. Sau cum spun bietele băbuțe, că ele sunt inocente în anumite situații și rele în alte situații. Părinte, zice, nu știu ce să fac cu copiii mei, doar îi țin la pomenic, îi țin la rugăciune, i-am la proscomedie, i-am la maslu, i-am la dezlegări. Dom'le, nu mă mai pot înțelege cu ei, au luat o razna de tot. Oare de ce? Pentru că 1000 de îngeri, dacă se roagă pentru tine și tu nu te rogi cât de puțin, Dumnezeu și harul lui nu-i cu tine, ești în afara harului. Și îi spune bătrânului, cum poți să te rogi pentru un om care n-are măcar o urmă de pocăință? Tu nu vezi că tu seceri păcatele lui și el le face și mai multe și mai dezinvolt prin faptul că știe că cineva se roagă pentru el? Deci prima datorie atunci când cineva îți spune, frate, roagă-te și pentru mine, tu ești obligat să-i spui așa. Vrei să te ajut în rugăciune și să ne rugăm împreună? Da!
Ei, de seară la ora 9 fac eu 3 mătănii și faci și tu 3 mătănii, ca să le facem odată, să le vadă Dumnezeu. De seară la ora 9 tu faci 3 Tatăl nostru sau 3 Împărate Ceresc sau 3 Născătoare de Dumnezeu sau 3 Doamne Iisuse și îi fac și eu. Și să-mi spui cum te simți după aceea. Și omul care a apucat să scoată din gura lui o șoaptă de rugăciune și îngerul păzitor imediat l-a acoperit și Duhul vine peste el. Și l-ai câștigat pe dânsul. Cel care blamează, înjură, hulește, vorbește urât, ia peste picior sau ia în zeflemea, acela nu va avea niciodată treabă cu Dumnezeu. Este în afara legii lui Dumnezeu pentru totdeauna și pentru tot timpul și pentru toată vremea. Deci nu există asemenea lucru. Și când i-a spus îngerul treaba aceasta, el la o săptămână a venit din nou și stați-o venit din nou și a spus, uite, boierul s-a simțit extraordinar de la rugăciunea ta și te roagă să-l mai pomenești. Acesta i-a zvârlit banul pe geam și a spus așa, du-te și să îndreaptă viața, nu mi-arunca mie bani cu păcate aici, să mă duc în fundul iadului din cauza ta. Și există o istorioară la Pateric, că un stareț îmbunătățit, un duhovnic bun a unei mănăstiri, care îl iubeau foarte mult credincioșii și el iubea pe credincioși, permanent spuneau credincioșii, roagă-te pentru noi, roagă-te pentru noi, roagă-te pentru noi. Ei nu făceau nimic acasă. Pe considerentul că bătrânul se roagă pentru ei, le-a venit rândul la tot să moară și majoritatea foarte mulți au ajuns în fundul iadului. Pentru că ei nu făceau nimic pentru suflet. Când a venit și vremea bătrânului să treacă prin vămile văzduhului, îngerii au luat lada cu fapte bune, ce avea el acolo, se numește scrinuleț, așa este descris în viața repausaților noștri. Și ce făceau îngerii? Băgau mâna în ladă și scoteau de acolo mărgăritare, faptele bune și le aruncau tot sus scară, pentru că de sus scară s-auzea, salvează-ne, miluiește-ne, roagă-te pentru noi, salvează-ne, miluiește-ne, roagă-te pentru noi. Și când arunca de acolo și dădea din blad așa, de acolo mai zburau unii la cer sub formă de porumbei, suflete mântuite, că se acopereau de faptele luate de aici. Când au ajuns nici la jumătatea scării judecății dumnezeiești particulare, starețul spunea, da, ho, bă, îngerilor, dar ce faceți aici? La unii vă treziți? Păi da, astea sunt faptele mele. Da, mă, da, aia sunt ucenicii tăi, ei aveau nădejde că tu îi mântuiești. De ce nu i-ai învățat cele bune? Păi ce-au făcut ucenicii tăi pe pământ? De ce stau toți aici dedesubt dacă tu le-ai fost povățuitor bun? Ce caută ei în iad? Și pe la jumătatea scării s-a golit sicriul respectiv și el speria, dar întreba, și acum eu ce fac? Mergi și stai cu ei acolo. Pentru greșelile lor, persu tu odihna lui Dumnezeu. Deci de aceea biserica trece astăzi prin niște traume și administrative și morale și sociale și înjurături și hule și bârfe și glume și scuipări și jigniri și prostii pentru faptul că credincioșii care îi avem în subordine, fie că sunt la spovedanie, fie că sunt la povățuire, fie că sunt la sfat, fie că sunt la rugăciune, n-aș spune eu asta neapărat pentru dumneavoastră, că cei care sunt aici cred că se roagă acasă, aș spune eu pentru cei care poate nu sunt aici sau nu se roagă, degeaba tu ai un duhovnic, degeaba ai un botez, degeaba ai o cununie, degeaba ai o legătură cu biserica prin faptul că te îngropi și te naști și te botezi cu Hristos, dacă tu mori în afară de Hristos. Deci asta este ținta fundamentală pe care noi trebuie să o pândim. Viața din interior sub pronia divină. Deci dacă ieșim de sub cupola proniei divine, am ieșit din viața Duhului și am ieșit și din viața duhovnicească și am ieșit și din viața sufletească și ne-am dus în viața pământească. Și aici încheie ultima istorioară, le-am ales așa după amiază în mintea mea, am zis că vreau să vă cuceresc, nu să vă plictisesc. Nu știu în ce măsură ați înțeles, dar aș vrea să vedeți cât de sensibilă este viața de Duh în raport cu simplitatea noastră. Părinte, am postit 3 zile, vreau să mă împărtășesc. Părinte, am citit psaltirea, cum mi-a spus, vreau să mă împărtășesc. Acestea sunt bune, dar sunt ritualice, nu sunt mântuitoare. Degeaba luăm trupul lui Hristos și rupem foile la psaltire, dacă în sufletul nostru nu apare lumina. Să fim fii ai luminii cât avem lumina, nu umblați în întuneric, spune Hristos că cel ce merge în întuneric nu știe unde merge.
Era tot așa un stareț îmbunătățit la o mănăstire, ducui să lui vestea că era și foarte milostiv. Dar ce s-a întâmplat? Laudă azi, laudă mâine, laudă poi mâine, slavă azi, slavă mâine, slavă poi mâine. I s-a suit și dumnealui onoarea la cap, personalitatea. Și a început, pune-te masă cu ăla, pune-te masă cu ăla, pierde vremea cu ăla, pierde vremea cu ăla. Și când venea câte un sărac la poartă, și venea economul și spunea, părinte, mai sunt niște săraci, le dăm ceva astăzi de pomană. Băi, să plece, n-am timp, tu nu vezi ce musafiri am, mai sunt ocupat. Într-o zi, apare un sărac la poartă. Da, tupeist. A, să vedeți de ce am folosit termenul tupeist. A fi mărlan înseamnă altceva, a fi tupeist înseamnă altceva. Și spune la econom așa, nu mă mișc din poarta mănăstirii până nu vine starețul tău să stau de vorbă cu el. E o treabă pe viață și pe moarte. Economul i-a spus starețul, starețul s-a îngândurat așa puțin, a coborât urgent până la ușa mănăstirii, acolo jos, și a întrebat, da, ce problemă este? Părinte stareț, am o problemă grea sufletească. E când l-a văzut cu hăinuțe simple, așa și modest, a zis, așteaptă-mă în biserică că vin. Peste vreo 2 ore, petrecând acolo în slavă și cu mărimurile și cu liniștea lui, din nou i-a spus acest tupeist creștin, sărac, ce era el, economul, îi spune-i starețului că e pe viață și pe moarte, dacă nu vine imediat aici, n-o să fie bine. I-a spus starțul, starțul și-a adus amintea, coborât din nou. Chiar a venit cu inimă bună și a zis, hai să-i rezolv și problema lui. Dar când l-a văzut, era așa modest și simplu și a zis, dar nu mai poți să aștepți un pic. Hai că am niște musafiri foarte importanți. Ceilalți nu sunt importanți. Ei era importanți. Ce avea el acolo? Și a spus, bine, te mai aștept, îți mai dau răgaz, hai. Adică cum în ograda mănăstirii mele îmi dai răgaz? Așteaptă-mă aici, dacă ți-am spus. Și ofensat de aceste cuvinte care aveau un tâlc în substratul lor, s-a dus din nou sus și pe la 5 după amiază îi spune sărăntocul economului. Spune-i starețului că am vrut să-i dau o șansă de mântuire. Dar se vede că mântuirea lui nu e în lumea aceasta. Spune că l-a căutat personal Hristos, iar de acum plec la cer, că am și alte treburi. Și în clipa aceea când a spus săracul, modestul, umilul om care aștepta, și-a luat zborul și s-a făcut nevăzut. Și economul a înghețat. Și starețul, când i-a povestit, economul a înlemnit. L-a luat tristețea, l-a luat joalea, l-a luat supărarea. Și de acum dă-te la miluit toți săracii care treceau prin ogradă și îi spunea economului, poate tu ai mai multe treceri la Dumnezeu. Întreabă din ei care e Hristos, să-i dăm pendestulate ca să ne ierte. Și a spus, când m-am arătat eu să-ți dau eu, nu tu mie, n-ai avut timp. De acum caută-mă tu printre săraci până ai să mă găsești. Și amin.